Hei, bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din Fanbus. Știți foarte bine, suntem șoferi la echipa München, Bayern München. Și, da, astăzi e timpul, cred, să facem o mișcare interesantă. Suntem în data de 11 septembrie 2020 și avem aici hotel reservation. Nouă ni s-a spus de la birou să intrăm în bus. Acum, de ce ni s-a spus să intrăm în bus, nu știu. Nu am pe nimeni în bus acum. Hai să închidem ușa înapoi. Dar o să mă așez frumos la locul meu. Ok. Și spune să conducem la hotelul din Dortmund. Ok, bun. În cazul ăsta deschidem mapa și noi ne uităm. Noi suntem aici în München și trebuie să conducem până în Dortmund. Dacă vă uitați atenți, e o grămadă de mers până acolo. O grămadă. Așadar, vom face traseul ăsta până în Dortmund. Dar, bineînțeles, vedem pe parcursul acestui traseu dacă e nevoie să oprim să și alimentăm. Noi avem full-ul făcut, bine, cât ne-am mai plimbat pe aici prin München, nu știu cât a mai rămas, dar cu exactitate nu știu cam cât ar dura să ajungem la Dortmund. O să vedem asta împreună, eu oricum o să las filmarea pe tot parcursul acestei curse. Sper să fie ok, nu o să dau prea mult eu din gură, o să las imaginele să curgă, bineînțeles, și cu o muzică pe fundal, trebuie să fie și ceva muzică. Așadar, hai să pornim la drum, pentru că trebuie să ajungem la hotel, așa cum ni s-a spus. Să-i dăm bice. Ok, să pornim și drujba. Ok, e oprit. Prindem și luminile. Remembering what I want, but it ends
My heart, it's not worthwhile.
you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You
uite că am ajuns și în Dortmund. Ideea e că era să fac accident chiar aici la semafor când am urcat în deal. Dar efectiv nu mă așteptam să nu oprească. Ei, buba. Bine că măcar am reușit să evit. Doar că am supra-solicitat frânele, deci o să mă cam coste reparația. Bine, schimbatul plăcuților, cred că o să fie ceva mai devreme. Dar asta e. Nu am ce face. E, aici trebuie să facem stânga. Da, trebuie să stăm și la semafor. Da, încă e rușu. Nu arată rău Dortmund. Uite și un tren acolo sus. Interesant. Interesant. Stai acolo, Bobico. Aici iarăși stânga trebuie să facem. Hai că văd semaforul dacă e. Ok. Nu văd semaforul. Asta o să mă cam... Ok, avem roșu acum. Și oricum nici nu am unde să mă duc. Mamă, dar ce s-a murdărit. Dar ce accident era să fac? Hai că avem verde. Ia să vedem dacă și reușim să ne încadrăm. Să mergem pe aici. Hop, așteptăm. Ok, bine că te-ai băgat aici. Bine că te-ai băgat aici. Vezi că ăsta nu pleacă acum, ăsta m-a blocat de tot. Nici nu am alt drum încolo, nu am cum să merg. Sau am. Să fac dreapta. Ia stai să vedem. Hai că n-am nimic în spate. Și mă duc pe partea cealaltă, asta e. Păi nu. Și fac stânga pe aici. Bine, poși prin capăt, dar... Ideea e că trebuie să ajung în partea aia. Bă, dar ce aglomerat e, bă, bă, și nu te lasă ăștia să treci deloc.
mers undeva la 670 de kilometri. Băi, ești nebun. Ăștia? E roșu. Acum e verd. Nu înțeleg de ce s-a oprit ăsta aici. Să bușească mine. Uite, așa cum pleacă. Firai albastru tu să fii de spurcăciune. De asta s-a oprit. Să intre mine. Bă, ce nenorociți, mă. Stătea ca prost în intersecție. Mamă, drum lung. Lung, 50 și ceva de minute a durat să ajungem la Dortmund. Și au fost 600 de kilometri, 670. A fost ceva. Mare Dortmund. Da, găurii și ăsta de nu-i adevărat. Trebuie să ajungem la hotel acum. Dar unde o fi hotelul ăsta? Oare să fie ăsta? Arată hotel. Dar nu cred că ăsta e. Plus de asta noi trebuie să avem și noi unde să parcăm autocarul, nu? Sunt taxiuri, cred că. Stă și poliția în mijlocul intersecției, uite. Ia de aici, că n-ai servicii. Da, mă, uite, cred că aici e hotelul. Trebuie să facem stânga aici. Ok. Uite aici. Uite, văd un autocar acolo. Ok. Hai, hai, hai. Taci din gură. Ok, cred că am unde să parchez dacă... Uite, 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 uite. Mamă, dacă câte autocare sunt aici. Pe noi ne aștepta. A, așa, da. Așa, da. Așa, da, tăticule. Îmi place. Să oprim luminile. Tragem și frâna de mână. Ok. Și bineînțeles, oprim motorul. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, bă. Mamă, ce murdar e. Uite ce murdar e. Ești nebun la cap. Mamă, dar ce accident era să fac. Ești cu capul. Nici prin cap să-mi treacă, bă, frate, că... Da. Da, dragii mei, ce să zic. Am ajuns la hotel. Cred că aici trebuie să așteptăm pentru a îi lua pe jucător, să-i ducem pe stadion mâine la meci. O să vedem în episodul următor ce se va întâmpla. Nouă ne spune că putem să intrăm în hotel. Chiar sunt curios ce se va întâmpla. Așadar, vedem data viitoare ce și cum. Rămâne pentru episodul ăsta lungul drum pe care vi l-am prezentat. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, numai bine! La revedere!